magnat cu pretenții regale. Purtăreața în stil medieval în care familia multimilionarului Anatol Stati s-a mutat recent abundă în opulență și lux. Palatul construit din piatra albă de calcar, dar și anexele acestuia amplasate pe o suprafață de un hectar și jumătate sunt estimate, potrivit presei, la aproape 12 milioane de lei. Lucrările de interior, decorațiunile și mobilierul întrec însă orice imaginație. Casa familiei statei situată în suburbia capitalei, în apropiere de satul Trușeni, pare desprinsă din epoca feudalismului, ceea ce uimește și mai mult se află între pereții construcției ce seamănă cu o cetate regală. Potrivit adevărul.md, subsolul palatului dispune de parcare, dar și de un centru de frumusețe, tratament și relaxare, saună, baie turcească, instalații cu hidromasaj și un bazin cu decorațiuni din mozaic. Bucătăria este echipată după ultimele mufturi în materie de tehnică, aceasta include și un lift monșarj special pe pentru transportarea bucatelor la etajele superioare, unde se află câteva bucătării mai mici. În holul imens de la parter a fost amplasat un șemineu cu blazonul familiei Stati, care amintește de tradițiile regale și o scară din lemn masiv ce duce la etajele superioare. Fiecare membru al familiei lui Anatol Stati, inclusiv nepoții acestuia, au câte un dormitor, dar cel mai mare îi aparține fiului său Gabriel. Pentru soția sa, Larisa, capul familiei a amenajat un budoar somtuos legat printr-o cameră de baie cu dormitorul conjugal. Budoarul dispune de o cabină de duș, dar și de o cadă mare în care apa curge din gura unui leu de marmură. Ultimul etaj al palatului este rezervat bărbaților. Acolo se află camera de trabucuri și narghilea, o sală de biliard și o încăpere în care magnatul își păstrează colecția de arme. De asemenea, în unul din turnurile castelului se află biroul lui Anatol Stati, în care se ajunge doar cu liftul. Teritoriul din preajma castelului este decorat cu grădini, bazine, un răuleț artificial și... Ter de sport. Pe aceeași moșie sunt amplasate și locuințele pentru personal, iar gospodăria mai include o grădină și o crescătorie de cai. Averea impunătoare a magnatului Anatol Stati, despre care presa scrie că se ridică la peste 2 miliarde de dolari, a fost dobândită din afacerile cu petrol, deținute pe câteva continente prin intermediul Ascom Group. Profitul afacerii sale însă este discutabil, ori acesta a avut de nenumărate ori conflicte cu autoritățile țărilor în care își desfășura activitățile financiare. Aceeași istorie s-a întâmplat și în Republica Moldova, pe vremea guvernării comuniste, când a fost determinat să-și mute afacerile în România. Familia State a ajuns în atenția opiniei publice și în urma dosarului Baștovoi. Este vorba despre fostul vicepreședinte al Ascom Group, condamnat la 9 ani de pușcărie, dar și a fiului sau Valentin și a altor doi foști angajați ai companiei, condamnați la câte 8 ani. Ei au fost învinuiți că ar fi prejudiciat compania lui Anatol Stati cu 180.000 de dolari și că ar fi pus la cale asasinarea lui Gabriel Stati, fiul multimilionarului angajat jund în acest scop un killer din Odessa. Atât rudele acestora cât și mai mulți deputați din primul parlament au afirmat că este vorba despre o condamnare la comandă.